să avem un TikTok din ăla de clasic. Ne întoarcem puțin așa la TikTok-urile alea clasice și o să povestim despre un subiect pe care eu l-am mai abordat în clipurile mele în trecut, dar odată cu pauza asta pe care am luat-o de la YouTube, au venit din nou întrebări pe tema asta și cumva cred că se justifică întrebările având în vedere contextul prin care am trecut și mă refer la cum să treci de o perioadă proastă, cum să te vindeci practic după o lovitură pe care ai primit-o din partea cuiva sau cum să te vindeci după o perioadă proastă. Și, repet, având în vedere contextul, mi se par justificate întrebările astea, pentru că bănuiesc că sunt multe persoane care au pierdut persoane dragi, care au trecut prin perioade grele, prin perioade traumatizante, care au tot felul de probleme datorate mai mult sau mai puțin contextului pandemic și așa mai departe. Dacă m-ați mai auzit vorbind de subiectul ăsta, știți că eu mă bat foarte mult cu niște norme sociale care ni se impun în direcția asta, pentru că normele sociale ne zic să trecem peste. Să trecem peste, să facem orice și să trecem peste, să nu mai băgăm în seamă momentele astea proaste și eu nu sunt de acord cu asta. De-aia e bine și frumos să fii tot timpul așa un curcubeu și o rază de soare și să zâmbești, dar realist vorbind nu ai cum să fii așa, pentru că noi nu suntem construiți să fim o rază de soare și o zi și un curcubeu tot timpul. Adică se întâmplă să mai avem și noi o zi proastă, se întâmplă să ne afecteze lucrurile care ni se întâmplă și asta este partea aia de umanitate pe care o avem în noi, adică este normal să ni se întâmple chestia asta, dar societatea, normele sociale ne spune că nu trebuie să revii repede, să mergi mai departe, să faci și să treci să nu știu ce, ceea ce poate să fie bine până la un punct. Dar ce aș vrea eu să rețineți din start, din clipul ăsta, înainte de orice, sau măcar atât să rețineți din clipul ăsta, este că fiecare persoană percepe o perioadă proastă diferit. Ceea ce pentru mine poate să însemne o perioadă proastă, pentru altcineva poate să însemne o nimica toată. Un eveniment care mie mi se poate părea extrem de tragic, altuia îi se poate părea o prostie. De aia, în momentul în care ai o perioadă proastă și vezi că sunt oameni care nu te înțeleg, nu trebuie să te superi și nu trebuie să te deranjeze chestia asta. Vai că nu empatizează cu mine pentru că, uite, eu trec printr-o perioadă proastă și nu mă înțelege. Pentru că omul ăla nu percepe lucrurile diferit și noi percepem în general lucrurile diferit fiindcă așa suntem construiți, da? Deci nu trebuie să ne așteptăm ca oamenii din jurul nostru, fie ei soți, copii, nu știu, familie sau prieteni sau mai știu eu ce, să perceapă lucrurile cum le percepem noi. Nu este realist să ai așteptarea asta de la cei din jurul tău. Nu e realist să perceapă toată lumea lucrurile cum percep tu. Scenariul cel mai simplu și cel mai prezent, cel mai bun exemplu, dacă vreți așa, este cel cu bunica mea. Cred că vi l-am mai zis eu la un moment dat, că bunica mea, ea tot timpul a fost în doliu. După ce a murit bunicul, mi-a rămas blocată pe doliu. Ea era în doliu și ea plângea. Cum aducea cineva vorba despre bunicul meu, ea plângea. Pentru că ea încerca să demonstreze cât de tare suferă după pierderea lui și nu înțelegea cum lumea nu empatizează cu ea. Și era chiar foarte îndârjită și foarte supărată pe faptul că oamenii nu înțeleg de ce suferă ea atâta. Pentru că existau inclusiv episoade din astea în care se întâlnea cu oameni pe care nu i-am mai văzut de când trăia bunicul meu. Bunicul meu fiind un tip foarte popular care a cunoscut foarte multă lume, a lucrat cu foarte multă lume și, mă rog, cunoștea în zona în care a trăit, cunoștea foarte, foarte mulți oameni și multă lume l-a apreciat și multă lume îl cunoștea și așa mai departe. Și când se întâlnea bunica mea, se întâmpla să se întâlnească cu bunica mea, vorbeau despre el și ea începe să plângă și nu înțelegea de ce oamenii ăia nu empatizează cu ea. Pentru că, ok, a trecut niște ani de când a murit, adică totuși a trebuit să îți revii. Dar ea se purta ca și cum ar fi murit ieri, știți?
Și nu înțelegea de ce oamenii din jurul ei nu o apreciază pentru faptul că ea suferă și pentru că ea și nu empatizează cu ea. Ei, nu trebuie să cădeți în capcana asta, nu trebuie să cădeți în scenariul ăsta, pentru că oamenii din jurul vostru sunt construiți diferit și inclusiv dacă vă sunt familie, percep lucrurile diferit. Deci, prima chestie ar fi să înțelegeți că fiecare om trece prin perioadele astea diferit. Fiecare om percepe o lovitură diferit. Fiecare om se vindecă diferit. E ca atunci când te tai. Când te tai, ați văzut. Sau ai o rană. Da? Să spunem că ai o rană în care sângerezi. Există o perioadă în care sângerezi și există după aceea perioada de vindecare. Perioada aia de vindecare, de cicatrizare a rănii și așa mai departe, este diferită la fiecare om. Exact așa este și cu perioadele rele, deci perioadele în care suferi. Da? Perioada în care îți revii este diferită. Apoi, o a doua chestie la care țin foarte tare și sunt convinsă, deci pot să jur, nu n-am verificat, dar sunt convinsă că de fiecare dată când am adus vorba de subiectul ăsta am spus-o pentru că este o chestie în care cred foarte tare, și anume că în momentul în care simți ceva, lasă-te să simți lucrul ăla. Fie că asta înseamnă că ești fericit, fie că asta înseamnă că ești trist. Da, eu militez pentru optimism, pentru vibe-uri bune și pentru nu știu ce, dar în momentul în care ne vin sentimentele astea, în momentul în care trecem printr-o perioadă proastă, trebuie să te lași o bucată de timp să simți ceea ce simți. Adică nu să cazi în capcana pe care ți-o întind normele astea sociale și zic hai să treci repede peste, treci repede peste. Dacă vă uitați în filme, de exemplu, când vine vorba de o despărțire, când două persoane care formează un cuplu se despart, instantaneu încep celelalte personaje și puteți să luați ce filme vreți voi, fie că luați seriale, fie că luați filme, fie că luați, nu știu, orice vreți voi. Încep celelalte personaje să zică, treci peste, hai că a trecut nu știu cât, treci peste. Și asta vine tocmai din ideea în care s-a format o normă socială cum că trebuie să treci foarte repede peste orice te doare sau orice te deranjează. Ceea ce nu e neapărat rău până la un punct. Adică, da, sunt de acord că trebuie să treci peste perioada aia, dar înainte de a trece peste perioada aia, trebuie să-ți lași un timp să suferi, să simți ceea ce simți în momentul ăla. Pentru că dacă tu ești, nu știu, supărat în momentul ăla, oricât te-ai chinui și oricât ai încerca să ți înăbuși sentimentele alea, ele tot vor exista. Chiar dacă le maschezi, chiar dacă le bați sub preș, chiar dacă faci ceva cu ele, ele tot vor exista. Și atunci trebuie să te lași să simți ceea ce simți. Apropo de exemplu cu rana. Când te tai, când sângerezi, ați văzut că există o bucată de timp în care sângerezi și oricât ai încercat tu să oprești sângerarea, corpul ce face? Elimină sânge special ca să se curețe rana în locul ăla și să se vinde, să înceapă vindecarea, da? Deci înainte de a începe vindecarea, practic curăță și perioada asta de grieving, cum zic americanii, de a suferi, de a sta, de a simți ceea ce simți, reprezintă tocmai asta, tocmai un fel de curățare, pentru că dacă te iei după normele sociale și faci exact opusul și treci peste și ți înăbuși sentimentele, acumulezi foarte multe frustrări și ajungi în punctul în care o să ai tot felul de scurt circuite, ori nu știu, ai niște ieșiri din astea comportamentale ciudate, ori faci niște lucruri care nu-ți stau în caracter și care sunt total neobișnuite pentru tine și care s-ar putea să afecteze, să-i afecteze pe ceilalți, mai ales dacă ai copii, familie și așa mai departe. Ori, nu știu, se întâmplă tot felul de lucruri care ulterior au niște repercusiuni negative, da? Deci, nu trebuie să ți înăbuși sentimentele pentru că ele întotdeauna duc la frustrări. Asta este iarăși o chestie clasică. Apoi, legat de treaba asta cu lăsatul să te simți ceea ce simți, mulți înțeleg, din nou, că trebuie să o duci așa la lung până la finalul vieții, ca bunica mea. Adică, din treaba asta, să nu extrageți faptul că trebuie să fiți supărat sau depresiv constant. Nu.
Există o perioadă de vindecare a organismului și pentru că până la urmă și perioadele astea proaste au legătură atât cu starea noastră fizică, cu starea noastră psihică, cu hormonii care se învârt pe acolo pe la noi și mai ales la femei sunt foarte mulți hormoni și sunt foarte multe lucruri care se învârt acolo. Și când ieși, când se termină perioada asta de vindecare, ieși de acolo, adică gata, îți revii. Nu trebuie să duci perioada asta de grieving la nesfârșit, adică, ok, te lași să simți ceea ce simți, dar la un moment dat trebuie să-i pui capăt, știți? Trebuie să te oprești, să-i pui capăt și să treci peste, adică de acolo încolo să treci peste. Da? După ce te-ai lăsat să simți ceea ce simți, ceea ce ai tu nevoie să simți în momentul ăla, că este supărare, că este tristețe, că este, nu știu, că te doare ceva, că orice, după aceea trebuie să începi să intri în perioada aia de cicatrizare a rănilor, să te recuperezi. Și cum faci asta? Păi în primul rând faci asta încercând să-ți abați atenția de la lucru care ți-a creat suferință, de la lucru care te-a adus în starea aia proastă, da? Încercând să-ți abați, dar asta numai după ce te-ai lăsat să simți o bucată de timp ceea ce aveai tu nevoie să simți, da? Să suferi puțin. După aia îți distragi atenția de la lucrul ăla, fie că este vorba de relație, fie că este vorba de job, fie că este vorba de, nu știu, lucruri care se întâmplă și așa mai departe. Trebuie să începi să-ți abați atenția și să-ți ocupi timpul și mintea cu altceva, să-ți găsești proiecte. Că de asta îmi place mie termenul ăsta de proiect, cum, ideea asta de proiect adusă tot de la americani. Pentru că presupune, un proiect presupune ceva pe perioadă limitată care îți ocupă timpul și mintea și cumva te concentrezi mai mult pe ăla. Da? Să-ți găsești tot felul de proiecte care să-ți distragă atenția, care să te scoată de acolo, da? Că fă ceva cu timpul tău, nu sta să jelești. Ok, ai jelit 2-3 zile cât ai simțit tu nevoia, dar deja după o săptămână este deja absurd. Înțelegeți? Adică după o săptămână deja devine problematic său. Hai să încercăm să ieșim din starea aia de acolo și cum ieșim din starea aia? Păi, ocupându-ne cu altceva. Am observat, în cazul meu, cel puțin, că în momentul în care am o stare foarte proastă, totul explodează în jurul meu. Te zici că a trecut taifunul. Și principala chestie, deci prima chestie pe care o fac, nu principala, prima chestie pe care o fac este să fac curățenie, să fac ordine, să pun ordine în spațiu meu, în jurul meu, pentru că asta mă ajută să mă calmez. Și s-ar putea să fie și cazul vostru. Uitați-vă prin jurul vostru ce se întâmplă. În momentul în care aveți o zi proastă, în momentul în care aveți o perioadă proastă, uitați-vă la spațiu din jurul vostru, pentru că fără să ne dăm seama, noi ne... Având în vedere că este spațiul nostru, fie că vorbim de o cameră, fie că vorbim doar de patul nostru, fie că vorbim de toată casa, ne transpunem cumva sentimentele în spațiul nostru, pentru că asta îl face să fie al nostru, ne identificăm cu el, da? Și atunci ne transpunem sentimentele și în momentul în care ai o stare proastă, automat se reflectă și în mediul tău, da? O să se vadă că vase nespălate, că e praf, că ai lăsat hainele pe jos în baie, că, nu știu, chestii din astea. Pentru mine ajută să pun ordine în spațiul din jurul meu. Deci asta e prima chestie, pentru că în momentul în care am terminat și mă uit în jurul meu și văd că este tot curat și ordonat, mă calmez, mă liniștesc și pot să mă concentrez pe alte lucruri. Da? Mintea mea se poate concentra pe alte lucruri. Bun, asta odată. Apoi, trebuie să-ți ocupi mintea cu alte proiecte, cum ziceam. Trebuie să faci altceva. Găsește-ți un hobby, concentrează-te pe muncă, nu știu, concentrează-te pe copii, găsește-ți o ocupație. Fă ceva astfel încât să-ți ocupi mintea. Fă sport. Sportul, by the way, ajută. Pentru că elimine endorfine în momentul în care faci sport și automat ajută, da? Deci, nu știu, găsește-ți un hobby. Implică-te în niște proiecte. Fă ceva diferit, da? Care să te scoată mental de acolo. Iarăși mai ajută foarte mult să socializezi. Dar când spun să socializezi, mă refer la faptul că trebuie să ieși. Să vorbești cu oameni. Dar să nu te transformi într-o Magdalenă. Adică nu să nu te transformi într-o
în bunica mea, care întotdeauna când se întâlnea cu cineva să plânge, sunt văduvă și uite cât e de rău pentru mine, știi? Și asta și după 15 ani. Nu zic atunci imediat, da? Ci zic la 15 ani după. Nu-ți vărsa, da? Supărarea și frustrările pe oamenii din jurul tău, pentru că din nou nu vor reacționa, cei mai mulți nu vor reacționa cum te aștepți tu. Da? Poate cei mai mulți nici nu vor empatiza cu tine și ai să te întrebi de ce e lumea așa de rea. Deci e bine să socializezi, să ieși afară, să vorbești cu oameni, dar nu despre sentimentele tale, despre perioada ta proastă. Astea le poți ține pentru persoanele care au care sunt apropiate de tine. Da, pentru persoanele foarte apropiate, care știi că te pot asculta, care știi că te pot sfătui, care știi că te pot susține. Dar nu face din absolut toată lumea un confident, da? Nu încerca să transformi toți colegii din de serviciu în confidenții tăi ca să le spui tu prin ce suferințe treci, da? Nu, încearcă să te limitezi. Socializează, vorbește cu oamenii, ieși la cafea, ieși în parc, plimbă-te, du-te la spectacole dacă o să fie cazul și se deschid lucrurile. Adică plimbă-te și fă chestii din astea, dar fără să te plângi constant, da? Pentru că nimănui nu-i place un om care este constant plângăcios, care veșnic se plânge de problemele lui și așa mai departe. Știți că am mai discutat treburile astea. Nimănui nu-i plac genul ăsta de oameni. Apoi, următorul pas foarte important din punctul meu de vedere este să faci o analiză oamenilor din jurul tău. Fie că aici vorbim de familie sau de prieteni sau de nu știu, colegi de serviciu și așa mai departe. Cred că asta este un subiect pentru un alt clip și spuneți-mi în comentarii dacă vreți să-l abordăm, pentru că e mai vast subiectul ăsta și este foarte complicat. Credeți-mă că știu din experiență, este foarte complicat. Când spun să faci analiză oamenilor din jurul tău, mă refer la faptul că trebuie să elimini oamenii toxici din jurul tău. Pentru că în momentul în care ai oameni toxici în jurul tău, va fi mult mai probabil să se repete episodul ăsta prost. Sau să ți se accentueze starea proastă. Da? Iarăși, sunt foarte multe situații în care tu ai o stare proastă și în loc să te ajute cei din jurul tău să ieși din starea proastă, din contră o accentuează. Da? Și nici asta nu-ți dorești. Și trebuie să faci o analiză în momentul în care începi să-ți revii, nu în momentul în care suferi. În momentul în care începi să-ți revii, să faci o analiză oamenilor din jurul tău și să elimini oamenii toxici din jurul tău. Sau măcar să pui distanță între ei, pentru că nu pe toți îi poți elimina, da? Adică dacă ai o relație proastă cu părinții și părinții tăi sunt niște oameni toxici, nu poți rupe toate legăturile. Nu e normal, nu e bine să rupi toate legăturile cu ei. Recomandarea mea și vă zic din experiență, este să nu rupeți legăturile cu părinții toxici, dar puneți distanță între ei, da? Puneți limite, puneți bariere, țineți-i la distanță, da? Nu-i mai băgați în treburile voastre personale. Iar pe cei pe care puteți să-i scoateți din peisaj, adică să renunțați la prieteni toxici, chiar la un soț toxic, chiar la persoane din jurul vostru toxice, renunțați la ele. Repet, este un subiect foarte amplu, foarte vast și foarte greu de dezbătut și poate că ar fi bine să facem un clip separat pentru asta, dar încercați să faceți o analiză. Dacă nu puteți să-i distanțați de voi, măcar fizic, atunci încercați voi să vă distanțați de ei. Da? Puneți cumva o barieră. Scoateți-i, curățați-i. Nu trebuie să ții la un prieten dacă știi că ai un prieten care este toxic, care toată viața n-a făcut decât să te jumule de bani, să te submineze, să te bârfească. Ăla nu e prieten în primul rând. Dar ca idee, dacă ai genul ăsta de prieten, nu-l mai ține pe lângă tine, că n-are sens. Nu te ajută la nimic, nu este benefic pentru tine, nici pe termen lung, nici pe termen scurt. Și oamenii ăștia, în general, din experiență vă zic, nu fac decât să accentueze stările astea proaste, nu fac decât să fie surse de stări proaste. Da? Majoritatea lor sunt surse de stări proaste, că dacă vei sta și după aia, după ce îți vei reveni și vei analiza de ce ai avut starea aia proastă,
o să-ți dai seama că foarte mulți din oamenii ăștia sunt surse de stări proaste și n-ai de ce să-i ții pe lângă tine. De ce Dumnezeu ai ține lângă tine o chestie, e ca și cum te-ai îmbrăca zilnic cu niște haine care te zgârie sau ți-ai lua în picioare zilnic aceiași pantofi care te bat și fără să faci nimic. Adică când te bate un pantof, faci două lucruri. Ori remediezi problema, îl faci să nu te mai bată, ori nu mai poți. Adică și la fel și cu oamenii. Dacă sunt toxici și te rod și te bat și fac chestii din astea, de ce ai mai ține pe lângă tine? Da? Deci despre asta e vorba. Și tot legat de subiectul ăsta este să limitezi cât se poate de mult, mai ales în perioada în care suferi și în care îți este rău, limitează tot ce înseamnă informație negativă. Există atât de multă informație negativă în jurul nostru, pentru că este ceea ce se vinde, este ceea ce oamenii consumă. Oamenii sunt avizi după negativ și după aia se întreabă de ce am stare proastă. De aia, pentru că tot ce este în jurul tău este negativ. Vorbesc aici de la televizor, de la a limita știrile. Nu m-am mai uitat la știri de, cred că, 2 luni. Și totuși știu ce se întâmplă. Știu pe unde sunt inundații, știu pe unde sunt probleme, știu ce se întâmplă. Inevitabil aflu lucruri. Dar asta ajută foarte mult, pentru că știrile sunt o sursă de negativitate. Apoi, tot ce înseamnă emisiuni de bârfă, de scandal, de cancan, toate astea sunt o sursă de negativitate pentru simplu fapt că se concentrează pe lucruri negative. Tot ce înseamnă reality show-uri, Kardashian, acces direct, nu știu, ce vreți voi, toate prostiile astea, toate astea sunt sursă de negativitate. Chiar dacă vi se pare că se întâmplă ceva bine într-un episod, tot este sursă de negativitate pentru că se concentrează pe lucruri negative. Vor să scoată în evidență scandaluri, vor să scoată în evidență niște stări proaste, vor să scoată în evidență niște comportamente proaste și totul este pe negativ. La fel, filme. Limitați filmele. Sunt foarte multe filme care sunt tot așa foarte agresive, foarte negative, foarte dark, foarte... Limitați-le, pentru că nu aveți nevoie de așa ceva. Da? Astea nu fac decât să contribuie la starea voastră proastă, la starea voastră mentală. Apoi, ce mai este de limitat? YouTube-ul sau Instagram-ul sau social media, unde la fel este o mare de negativitate, da? Pentru că, da, știm că toată lumea încearcă să pozeze în viața lor perfectă și așa mai departe, dar știm bine câtă negativitate există în jurul acestor scenarii și câți oameni negativi sunt și câți oameni toxici sunt. Prin urmare, limitați chestiile astea. Și pasul final ar fi, l-am menționat mai devreme, dar ăsta ar fi un pas final, să analizați în momentul în care ați trecut peste perioada aia, pentru că o să simțiți. Pentru că totul ține de sentimente și o să vă dați seama în momentul în care ați trecut peste perioada aia, este vorba de nivelul de energie pe care îl ai, este vorba de mai multe lucruri. Pasul final este în momentul în care ieși din starea aia proastă să analizezi de ce ai avut starea aia proastă. Ai avut starea aia proastă că a fost indusă de cineva? Bun, dacă a fost indusă de cineva, fie că vorbim de soț, iubit, mamă, tată, prieten și așa mai departe, ce măsuri poți să iei? Ai avut o stare proastă pentru că ai pierdut pe cineva? Acolo nu ai ce să faci decât să încerci să te vindeci și să treci peste episodul ăla, să te gândești că, băi, așa s-au întâmplat lucrurile în momentul în care ai avut o stare proastă pentru că ai trecut printr-un eveniment traumatizant? Bun, ce poți să faci de aici încolo, da? Ca să reduci din efectele acelui eveniment traumatizant. Să vorbim, de exemplu, de un accident. Este traumatizant. Bun. Ce faci în sensul ăsta, da? Cum te comporți? Ce măsuri iei pe viitor ca să nu te mai afecteze evenimentul ăla? Și ar mai fi o chestie pe care aș vrea să o menționez, care eu consider că e foarte importantă. Deși încă n-am ajuns în punctul ăla, consider că este foarte importantă. Luați în calcul și ideea de terapie, de a face terapie cu un psiholog.
sau un psihiatru, în funcție de caz. Știu că în România este așa, oh, Doamne, dacă mă duc la psihiatru, sunt înseamnă că-s nebun, nu e adevărat, sau sunt defect sau ceva, nu e adevărat. Este vorba de faptul că oamenii ăștia sunt specializați în a te ajuta să-ți pui niște întrebări cheie, după care să te ghidezi în viață, după care să îți dai seama unde greșești, unde ai probleme, unde eviți problemele, pentru că de foarte multe ori evităm problemele. Și dacă vedeți că aveți constant o stare proastă, dacă vedeți constant că există o problemă în viața voastră, poate nu găsiți sursa acelei probleme, dar voi aveți o stare proastă, încercați să mergeți la un psiholog. Nu este rușinos, din contră, vă ajută foarte mult. Și nu e de condamnat să faceți chestia asta. Există, iarăși, foarte multe prejudecăți legate de treaba asta, pentru că trăim în România și până în 90 noi nu aveam așa ceva. Adică noi nu aveam oameni bolnavi psihic până în 90 în România. Nu exista, eram țara care nu avea, adică noi și cu celelalte state din fostul RSS nu aveam așa ceva, adică nu exista la noi așa ceva. Pentru că era inadmisibil să ai probleme pe vremea aia, dar trebuie să ne gândim că suntem niște oameni civilizați, evoluați și că ar trebui să nu ne mai ținem așa, să nu mai fim ancorați în niște cutume din astea care în trecut ne-au făcut rău. Deci luați în considerare și terapia, care poate să fie o soluție pentru foarte, foarte mulți oameni și nu este nimic de râs, nu este nimic de condamnat, nu este nimic. Atâta timp cât pe tine te ajută, nu are cum să fie ceva condamnabil, da? Indiferent ce înseamnă terapie și indiferent ce înseamnă ajutor. Pentru că de foarte multe ori avem nevoie de un impuls din exterior, așa, un bobârnac micuț din exterior, ca să o luăm pe direcția aia bună, ca să vedem puțin lumina, ca să ne punem înapoi pe liniile noastre de mers. Știți? Nu întotdeauna soluția este la noi. La noi, că suntem singuri și că trebuie să le rezolvăm noi singuri, de unii singuri. Dar nu întotdeauna soluțiile sunt la noi. Și atunci luați în considerare și treaba asta, pentru că nu e nimic de râs, da, în aspectul ăsta. Este din contră ceva chiar foarte util, care s-a demonstrat de-a lungul timpului că ajută foarte mult și e bine să vă gândiți și la acest aspect. Da? Pentru că de cele mai multe ori poți discuta cu un străin, care mai ales este specializat în a te ajuta, mult mai bine decât discuți cu un prieten sau cu cineva apropiat care este mult prea implicat în spațiul tău personal și îți dă niște sfaturi mult prea personale, știți, mult prea din interior. Poate că e nevoie de o viziune din exterior, poate că e nevoie de o opinie din exterior, poate că e nevoie de cineva care să te ajute să spui niște întrebări corect. Că știți cum e, de multe ori nu răspunsul e ăla sau nu drumul e cel mai greu de găsit, ci întrebarea corectă. Și așa e și în cazul ăsta. Deci nu ignorați treaba asta și nu înseamnă că e rău să ceri ajutor în exterior. Bun, cam atât am avut eu de zis pentru astăzi. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă vreți să mai facem astfel de clipuri. Nu uitați să vă abonați, că este super important să vă abonați și să veniți și pe Instagram, că acolo vorbesc cu voi în fiecare zi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!